Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barba, a anunțat că programul Crăciun în Bucovina continuă în aceste zile, sâmbătă și duminică, având programate o serie de evenimente deosebite. Line de emoția specifică sărbătorilor de iarnă în Bucovina. În târgul de Crăciun din Suceava, sâmbătă, are loc un concert extraordinar de colinde, susținut de ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu, începând cu ora 16. .00. În județ mai sunt anunțate evenimente la Fălticeni și Șarudornei. Duminică, de la ora 15, tot în Târgul de Crăciun din Suceava, de ziua minorităților naționale din România, are loc un spectacol de colinde cu colindători de la Bălcăuți, Bogdănești, Calafindești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Salcea, Solonețu Nou, Straja. În județ mai sunt anunțate evenimente la Rădăuți, Putna și Straja.